După ce participanții și-au amenajat standurile și-au sosit invitații, organizatorii Zilelor Agriculturii Giurgiuvene au deschis oficial acest eveniment devenit deja tradițional. Alături de Nina Cimpuier au fost prezenți edilul șef Nicolae Barbu, vicepreședintele Consiliului Județean Giurgiu Dumitru Gavrilă, fostul vicepreședinte Tudorel Țone, directorul Cornel Bicu din cadrul Ministerului Agriculturii, dar și deputații Liliana Ciobanu și Viorel Teodorescu. Cum era și firesc, târgul a fost deschis de Nina Cimpuier, urmat apoi la microfon de toți invitații. Vă mulțumesc tuturor celor care faceți posibil ca an de an această manifestare să existe, chiar dacă noi românii și giurgiuvenii, poate în mod mai special, ne confruntăm cu o criză economică. Din câte știu, anul acesta a fost un an bun pentru agricultură. România s-a clasat pe locul al doilea în Uniunea Europeană la producția de grâu. Ca să devenim o forță, trebuie să știm să ne vindem și marfa, să ne facem o piață de desfacere la Giurgiu. Și în acest mod, primăria municipiului Giurgiu se poate implica în proiecte comune cu toți primarii din județ pentru atragerea de fonduri europene, pentru stabilirea la Giurgiu a unor zone de depozitare, cereale, legume, pește, și să facem în acest municipiu care este învecinează și care are port la Dunăre, să facem posibilitatea de a stabili și de a crea bazele necesare pentru ca agricultorii din Giurgiu să nu mai fie la mâna celorlalți care vin și cumpără marfa de aici și o vând prin portul Constanța. În această zi frumoasă de toamnă, la finalul unui, sau aproape de finalul unui an agricol, care a răsplătit, zicem noi, munca, eforturile, pasiunea tuturor agricultorilor din județul Giurgiu, ne face multă bucurie să fim împreună. Într-adevăr, în afară de micii fermieri, avem și în județul Giurgiu foarte mulți legumicultori și în special zona de vest, unde Colibaș, Vărești, chiar adunații Copăceni, unde sunt foarte buni producători în ale legumiculturii. Un lucru important este de spus, avem o piață modernă, îi așteptăm pe toți cei care produc legume să vină, producătorii, să vină în această piață, pentru că dacă ne ducem în piață, nu știu dacă 10% sunt producători. Era un lucru îmbucurător dacă aveam mult mai mulți fermieri la ora deschiderii. Era un lucru îmbucurător dacă la dezbaterile care vor urma participa mai multă lume, dar orice început, orice inițiativă este lăudabilă și spuneam că merită salutată. Constat cu regret participarea slabă a agricultorilor din județul Giurgiu anul ăsta. Sper, poate după ce văd relatările dumneavoastră din presă următoarele două zile, cel puțin, chiar dacă nu participă ca expozanți, cel puțin să participe ca vizitator și la discuții. Mă bucur foarte tare că cineva din Ministerul Agriculturii este aici ca să poată să discute cu dumnealor. După deschiderea oficială fermierii, reprezentanții autorităților angajați unei bănci și cei unei firme producătoare de semințe s-au așezat la masa discuțiilor. Temele abordate au fost legate de liniile de creditare destinate fermierilor, dar și măsurile de sprijinire a acestora. Târgul a reunit anul acesta un număr mai mic de producători, cei mai mulți cunoștințe mai vechi ale giurgiuvenilor, și își va închide porțile duminică seară.